un ONG înființat în 2017 în județul Iași. Ne bucurăm foarte mult că inițiativa noastră a fost preluată și de către consilierii locali aici prezenți și avem și susținerea domnului consilier local și a domnului deputat și a primăriei. E un lucru extraordinar să avem un astfel de centru aici la Pașcani, deoarece știți, sângele este poate cel mai scump, să zicem, lichid din lume, pentru că cu o singură pungă putem să salvăm 3 vieți. Deci nu există componentă care poate să o înlocuiască. Totodată, în acea locație va funcționa și o bază, să spunem așa, un punct de lucru al serviciului voluntar de ambulanță, în care vom intri gratuit elevii din Pașcani în acordarea primului ajutor. Și aici lansez o invitație, imediat după ce inaugurăm centrul local de recoltare a sângelui, vă invit pe dumneavoastră consilier local și pe domnul primar și pe doamna viceprimar aici prezent, să faceți cursuri de prim ajutor și să inițiați poate pe viitor. Și să donați sânge, da? Dar asta cu... Deci asta un pic va dura după inaugurare, pentru că știți că trebuie să obținem niște autorizații de la Ministerul Sănătății. Deci, o să dureze, dar cel târziu în vară, da, deci în vară, o să avem funcțional centru de donare la Pașcani, ceea ce eu mi-asum, fără să candidez la nicio funcție publică. Da? Și totodată vă lansez o altă invitație, poate totuși aveți săptămâna viitoare bugetul sau faceți sau cum ajungeți dumneavoastră să discutați. Vă lansez invitația să achiziționați defibrilatoare pe care să le amplasați în spațiu public, pentru că este necesar, este un lucru bun, nu costă foarte mult și credeți-mă că 3.000 de euro per bucată cu tot bucurie, inclusiv TVA, nu cred că este un preț mare pentru o viață de om. Mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim!